Singing majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am. Empty hand but love in my hands. We're singing. We're singing majesty. Forever. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. We're singing majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing. Lift up a new song. Oh, we praise you, Lord. We bless your name. Oh, Father, Father. We adore you, Father. Oh, we love you. We love Bună seara, Zărnești, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este ultima seară, ultima întâlnire a primei părți a turneului nostru Cireșari Centru, după ce am fost la Făgăraș, după ce la Sibiu, aseară la Brașov, de dimineață la Chimbau. În această seară avem bucuria să fim împreună cu dumneavoastră la Zărnești. Un loc în care pentru prima dată am fost și îmi place aici, dar mai mult îmi place să văd oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și care sunt convins că vor ca să laude pe Dumnezeu din toată inima. Suntem Fundația Creștină de Tineret Cireșari,
împreună cu vicepreședintele nostru, Florin Ianovici, eu, Vladimir Costan și cei care sunt în staful nostru, atât cântăreții, cei ce se ocupă de partea tehnică, oamenii de ordine, cei de la video. Am dorit în această seară să vă aducem un mesaj din partea Domnului prin cântare și prin cuvânt. Vrem din toată inima ca să participați împreună cu noi. Noi nu avem și nu susținem un concert. Noi niciodată n-am făcut vreun concert. Noi facem o lucrare spre slava lui Dumnezeu cu oameni, pentru oameni și împreună cu oamenii. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne unească în această seară, indiferent din ce confesiune religioasă ar fi. Ca Dumnezeu să se lase binecuvântat în inimile noastre. Vom cânta cântări pe care le știți, vom cânta cântări pe care le tinerile cântă de obicei, dar și cei în vârstă le cântă de obicei. Am încercat ca să avem o slujire prin cântare care să satisfacă inimile dumneavoastră, dar toți sunteți obligați să cântați împreună cu noi. Aveți cântările scrise pe videoproiector, de aceea, în această seară, împreună lăudăm pe Domnul. Și vă spune, Doamne, Tu ești Rege, în veci în veci, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești bucuria noastră, Tu ești pacea noastră, slăvit să fii Tu în veci. Amin. Regea regilor, Domn al domnilor. Să-i lăudăm unii de stavă.
această seară am putut să începem lauda și închinarea înaintea Sfințeniei Tale. Tu ești un Dumnezeu care ai pogorât peste noi bucurie din Duhul Tău cel Sfânt, de aceea te mărim pe Tine în inimile noastre și îți mulțumim că Tu ești totdeauna de partea noastră. Doamne, niciodată n-am fost singuri. Ni s-a părut că suntem singuri. În această seară recunoaștem încă o dată că în aceste momente grele prin care trece țara noastră, Tu ești lângă noi și îți mulțumim. De aceea, pentru că nu Te avem în cer decât pe Tine, venim să-ți mulțumim că în această seară Te-ai coborât în Casa de Cultură din Zărnești. Și îți mulțumim că ai adus atâta popor în acest loc ca să laude numele Tău cel Mare și Sfânt. Recunoaștem că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ne ține parte în fiecare zi. Amin! Și ne-ai eliberat și pe noi și ne-ai înviat și pe noi cu
moarte premoarte călcând în această seară, noi copiii tăi, ne închinăm înaintea ta, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, și împreună să cânte Zărneștiu.
Fiecare zi, Dumnezeu mare și stăpân și glorios, ai murit și ai înviat și toți putem să spunem în inimile noastre, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! El este viu! Lăudați-L și binecuvântați-L! A venit în lumea noastră, a suferit, a plecat la cer și se va întoarce și ne va lua iarăși, așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să vină. Din toată inima, lăudați acest Dumnezeu mare. Amin. El i-a iubit. Să o simt mereu, de liberare.
toți am înviat. Și bună seara dumneavoastră, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră ca de fiecare dată. Lucru care mă bucură foarte mult că sunteți într-un număr foarte mare. Și am zis de multe ori că, indiferent de religie pe care o purtăm fiecare suflet, mă bucur că ne întoarcem fața către Dumnezeu, lucru care probabil ne face să fim mai buni unul față de celălalt. Dumnezeu să ne ajute și pe dumneavoastră și orașul nostru. Doar o singură cântare. Vreau să vă facem cadou și în mod special cântarea aceasta o vreau să o dedicăm fraților noștri de Biserica Ortodoxă. Este o cântare scrisă de un om deosebit, un om care vine din Biserica dumneavoastră și care spune, pusă pe muzică de un frate care vine dintr-o biserică dumneavoastră și care spune așa de frumos această cântare: Doamne, crește iubirea în inima mea. Dumnezeu să ne dea mai multă iubire. Spuneam dimineață la Chimba, problema noastră, fraților, nu este lipsa de pâine, că avem, harul Domnului, câțiva dintre dumneavoastră de-abia ați încăput pe ușa asta. Nu-i problema pâine, este problema iubirii. Nu mai plângeți voi românii că n-aveți. Am fost în Benin, în urmă cu 3 săptămâni de zile. Ar trebui să mergeți fiecare dintre voi acolo măcar o zi, ca să vedeți să fiți mulțumiți. Deci, când am venit de acolo, mi-a fost rușine. Tot sentimentul de rușine l-am și acum. Dumnezeu să crească iubirea noi. Asta ne lipsește nouă. Iubire de Dumnezeu mai multă, iubire unii de alții mai multă. Amin? Iubire de cuvântul Sfânt. Cântați, potirea nu o să vibreze cât poate ea, dar voi cântați din toată inima. Știți cântarea veche? Are 65 de ani. Dar n-ai ieșit la pensie. Thank you.
Aș vrea ca să vă aduc un cuvânt foarte greu din Sfânta Scriptură cu o întrebare tulburătoare. Și întrebarea aceasta va trebui ca să capete un răspuns. Vreau să vă citesc doar un singur verset din Geneza, capitolul 45, versetul 28. Cuvântul Domnului spune așa: Și Iacov a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Dumneavoastră știți că patriarhul Iacov a avut un copil care a crezut că e mort 10 de ani și copilul acela s-a numit Iosif. Când a aflat de la copiii săi, după ce s-au împăcat și și-a descoperit copilul prim-ministru în Egipt, bătrânul acela căruia Dumnezeu i-a lungit zilele tocmai ca să aibă această mare binecuvântare de a se reîntâlni cu un copil pe care l-a crezut mort, Iacob a zis, eu nu mai am mult de trăit și înaintea morții singura mea dorință, singurul lucru care aș vrea să-l mai fac, este să mă duc să-mi văd fiul pe Iosif. Și în această seară am să vă spun doar atât. Ce ai face dacă în această zi ar fi ultima ta zi de viață? Înainte de a muri, ce ai vrea să faci? El a spus, vreau să-mi văd fiul. Înainte de a muri, aș vrea să-mi văd fiul. Vreau să vă vorbesc în această seară aici la Zărnești, după ce în celelalte patru orașe v-am învățat cum să trăiți. În această seară vreau să vă învăț cum să muriți. Pentru că un părinte, un om care nu învață cum să și moară, nu numai cum să trăiască, n-a învățat cele mai elementare lucruri. Am spus-o de multe ori, o întâmplare care pe mine m-a zguduit cu una dintre surorile noastre de credință care lucrează pe un echipaj mult. Și care a spus că a văzut-o un lucru, și oamenii aceia văd multe lucruri, care a zguduit-o. Când ne-am dus la fata aceea care era întinsă pe șosea, zdrobită toată, am știut că nu mai are de trăit decât câteva minute. Nici nu mai puteam ridica de acolo, pentru că orice mână sub ea însemna moarte. Durerile acelea atât de mari m-au făcut să dau câteva calmante. Clipa în care a venit mama ei, când a auzit probabil că fiica a avut un accident, mama ei a venit la ea și fiica a apucat-o cu ultimele puteri și a spus, mama, m-ai învățat cum să mint. M-ai învățat cum să fumez. De la tine am învățat să iau primele țigări. M-ai învățat cum să mă vopsesc toate ca să arat cât mai bine și cât de scurtă fustă să am. Să pot aminți băieții. Dar nu m-ai învățat cum să mor, mamă. Și vreau să vă spun în seara aceasta ca și părinți, că va trebui să vă învățați copiii nu numai cum să trăiască, ci și cum să moară. De aceea întrebarea aceasta care rămâne în această seară este aceasta. Înainte de a muri, ce ai vrea să faci? Eminescu spunea în odă metru antic, nu credeam să învăț, am murit vreodată. Și vreau să vă spun că asta nu e greu. Nu trebuie să faci o facultate, nu trebuie să ai doctorat, nu trebuie să ai teologie ca să înveți cum să mori. Înveți. Dar va trebui ca să pricepi că există niște lucruri care ar trebui să le faci înainte de moarte. Ce aș face eu înainte de muri? Pentru că moartea mă poate prinde fiecare clipă. Nu e o predică pentru oameni de 40 de ani, o predică pentru oameni de 50 de ani. O predică pentru oameni de 60 de ani, de 70 de ani, când vedem un bătrân, spune că e aproape de moarte. Liniștit bătrânul ăla de 80 de ani. Poate să supraviețuiască și tu să pleci la 18. Pentru că venim într-un anumit fel pe pământul acesta, într-o anumită ordine dumnezească și plecăm într-o anumită ordine dumnezească. Pe care noi nu o înțelegem. Nu e ordinea cifrelor. Nu e ordinea anilor. Este ordinea
lui Dumnezeu. Înainte de a muri, eu aș vrea să fiu mântuit. Dacă știi că mor în noaptea aceasta, mergând pe drum spre Vihor, spre Oradea, dacă microbusul în care plecăm de microbusele noastre vor avea accident și eu va trebui să mor, aș vrea ca să fiu mântuit. Aș vrea să știu că relația mea cu Dumnezeu este o relație corectă și când voi pleca dincolo să spună vino binecuvântatul Tatălui meu și intră în împărăția celor care ți-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Spunea Sfântul Domnul Iisus Hristos în Matei 16:26, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta dacă și-ar pierde într-o zi? Ce folos să le am pe toate? Ce folos să am nume și poziție și bani? Ce folos să am tinerețe? Ce folos să am mașină tare parcare? Dacă sufletul meu nu e lângă Dumnezeu. Ce folos de toate acestea? Înainte de a muri, aș vrea să fiu mântuit. Sufletul meu este mai important decât toată bogăția lumea acestea. Cel mai păcătos suflet din locul acesta are valoare înaintea lui Dumnezeu mai mare decât toată bogăția lumea acestea. Pentru că Iisus Hristos n-a murit pentru aurul din bănci. Iisus a murit pentru tine. Nu spune că n-ai valoare. Dumnezeu ți-a dat valoare. Te-a înnobilat, te-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Înainte de a muri, aș vrea să fiu mântuit. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, la vremea potrivită te-am ascultat. Iată că acum este vremea potrivită. Acum, spune Biblia, este ziua mântuirii. Acum, nu mâine. Asta nebunie să pot să spun că este vreme pentru tine și mâine, că în fiecare secundă inima noastră întreabă pe Dumnezeu dacă se mai bat odată. Cum să spun că mai este loc și mâine, mai este timp și mâine, mai este o posibilitate și mâine, poate că noaptea aceasta Dumnezeu vrea să ne ducă în veșnicie. Înainte de nebunie, vrea să fiu mântuit. Vreau să vă spun că există aici o veste minunată pe care vreau să vă dau. Poți fi mântuit chiar acum. Spune Dumnezeu, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul, care pe tâlharul de pe cruce, mântuiește-mă și pe mine. Dar îți dau și o veste rea. Poate că nu mai au altă zi ca ziua asta. Aș vrea să știu că mai există și alte zile. Dar nu ți le pot spune că există. În Luca, capitolul 12, dacă dumneavoastră mai țineți minte, unul și-a făcut hambare mare. Și ne-a umplut. Și probabil că la Revelion, când și-a făcut omul și el, când și-a făcut inventarul cu ceea ce are. Își dați seama cât bogăție are și cât grâu stă pe afară și porumb. A zis, uite, abia aștept să treacă băbotea asta. Și mă pun și îți fac hambarele astea vechi. Și îmi fac altele noi. Pentru că iată am ajuns în starea aceasta în care pot să spun și eu, sufletul meu, ziceau sufletul lor. Sufletul meu, mănâncă, bea, veselește-ți, bagă vin. Bagă pastrama în vin. Că sufletul mănâncă pastrama. Și cartofi pireu. Că te strâns, spune pentru mulți, ani! Auzit o voce de sus, nebun ce ești. Tu vorbești de ani și tu nu mai ai decât câteva minute. Nebun ce ești. Tu nu-ți dai seama că tu vorbești de ani și de sufletul tău care mănâncă mâncăruri alese și tu nu mai ai viață? În noaptea aceasta ți se va lua ce sufletul tău și bogățiile acolo vorbeam. Are cine? Nu-i problema cu bogățiile. Dar întrebarea care se pune și în sufletul tău, unde se duce? Satan vine și spune mâine. Când s-a dus Moise să scoată poporul din Egipt, s-a dus la Faraon. Și a spus Faraon, ne lași? Nu, a zis Faraon. Și le-a preschimbat Dumnezeu și le-a prefăcut apa în sânge. Le-a dat Dumnezeu păduc. Le-a dat Dumnezeu de plântele și doroatele a dat și broaște. Avea împăratul, Faraonul ăla mare, Simandicosul, cu nevastă sau cu celălalt, avea broaște peste tot. Broaște pat, broaște parcurie. Și când s-a dus Dumnezeu la el și-a trimis pe Moise și-a spus, când să te scapi de broaște? Ce-a zis? Mâine. Încă o noapte cu broaște. Frumoasă. Am învățat cu el. Încă o noapte cu broaște. Nu mai spune mâine, că nu există decât o clipă. Astăzi. Astăzi este ziua ta și astăzi este ziua mea. Mâine este ziua lui Dumnezeu. Astăzi trăiesc și câtă vreme trăiesc, trag nădejde, că mai bine un câine viu decât un leu mort, spune în cartea Proverbelor. Astăzi, înainte de a muri să fii mântuit, înainte de a muri să fii în relație corectă cu Dumnezeu, înainte de a muri să știi că ți-ai reglementat toate conturile cu Dumnezeu, să știi că totul e bine. Să vezi că a rămas totul acoperit în puterea sângelui Iisus Hristos. Iisus Hristos, Dumnezeu vede toate. Un singur lucru nu vede Domnul Iisus Hristos. Păcatele noastre. Nu le vede dacă sunt ascunse sub sângele Domnului nostru. Dumnezeu nu vede păcatele noastre dacă sunt ascunse sub sângele lui Iisus Hristos. Oameni buni, nu spuneți, viața noastră pleacă.
Așa ne duce, m-am gândit într-o zi, mergeam și spuneau pe stradă, bună ziua, bună ziua. Au început să spună pe stradă să rămână. Gata, mă uit în vitrină, încep să bombez peptul, să spun că tot sunt eu. Am ajuns să dau ultimul rol la copil, să mă lege la șireturi. Viața trece și când nu faci nimic, trece viața. Nu mai faceți probleme. Mi-aș fi vrut să vă spun că arătați toți îmbrozavi de tine, dar nu mai este așa. Viața noastră încet se duce. Avem noi o cântare, nu mai știu dacă se mai cântă la noastră, care spune: se duce viața ca un vis și zilele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre nimic, spre slava cerului senin sau spre adâncul tunelului. Știți cântarea? Spre veșnicie sus sau jos, fără de sfârșit, ești pregătit să zbor prin ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit să aceasta. Eu vreau ca să fiu plin de Duh, nu de fire, nu de nervi. Înainte de a muri, aș vrea ca să știu că urmez cărții acestea, că viața mea se acordează după cartea aceasta. Și în cartea aceasta spune să fiu plin de Duh și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. În cartea aceasta spune că trebuie să citesc această carte. Spunea Iosua, Dumnezeul lui Iosua, cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta, cugetă zi și noapte asupra ei, căutând să faci tot ce este scris în ea. Asta nu ne prea place. Sunt o grămadă de porunci care nu ne place. Firea din noi țipă și zice, nu, las-o pe asta, că nu e important. Înainte de a muri, aș vrea să citesc cuvântul lui, pentru că e singurul care mă poate ghida prin viață. Aș vrea ca să citesc cuvântul lui, pentru că în cuvântul lui găsesc pace. Aș vrea să citesc cuvântul lui, pentru că acolo spune să fiu plin de Duh. Și vreau să fiu plin de Duh. Aș vrea ca să ascult de cuvântul lui și El mi-a spus ca să mă rog. Că și vitele se pun seara jos și îngenunchează în fața eslei. Că trebuie să mă ridic dincolo de stadiul de animal, de tenie, să mănânc ca să pot munci a doua zi. Vreau să înțelegeți în această seară că Dumnezeu ne cheamă ca să ascultăm de cuvântul Lui. Să fim plini de Duh, să citim Sfânta Scriptură, să ne rugăm. Și rugăciunea este stare de vorbă cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă a vorbi în fiecare clipă cu Dumnezeu. Și dimineața, și la amiaz, și seara. Și în bucătărie, și la școală, și pe bicicletă, și mașină, și eu trebuie să mă rog. Rugați-vă neîncetat, la timp și ne la timp. Rugați-vă necontenit, când respirați, rugați-vă. Înainte de a muri, aș vrea să știu că sunt un om al rugăciunii. Înainte de a muri, aș vrea să știu că sunt un om al postului.
că postesc pentru că nu se poate omorâ firea din mine, nu se poate omorâ puterea diavolului din mine dacă nu postez. Nu stomacul trebuie să spună mie ce să fac, ci eu trebuie să-i spun lui ce trebuie să fac. Amin? Există o grămadă de lucruri în viața noastră care trebuie călcate în picioare și nu se poate, dacă nu supunem firea aceasta. Toată ziua auzim, trăiește, simte-te bine, mănâncă, crapă. În fiecare zi vorbim despre ispita gustului, despre oameni care trebuie ca să arate într-un fel. În fiecare zi căutăm mereu disperat, oare nu cumva vom muri. Domnul pastor, ce vom mânca la anul? Coașa de popor mâncăm. Am ajuns un popor de 22 de milioane de oameni să ne gândim doar când ne mai dă Dumnezeu pâinea asta odată. Dar a spus asta, neamul în lume o caută, nu voi. Voi sunteți copiii mei, zice Dumnezeu. Și dacă mă îngrijesc de păsări, și dacă mă îngrijesc de floră de pe câmp, cu atât mai mult vă voi purta bou de grijă, puțin credincioșilor ce sunteți. Va trebui să învăț să postez, va trebui să învăț să mă rog, înainte de a muri să fiu un om al rugăciunii, înainte de a muri să fiu un om al postului, al cuvântului, al Duhului Sfânt care este în mine. Aș vrea să frecventez biserica, să știu că atunci când mor, Dumnezeu mă va lua din biserică cea mai frumoasă moarte. Avem o bătrână în biserică, am mai multe acolo. Ele sunt și mândria și locomotiva bisericii noastre. Fără ele nu se poate. Toate sunt numai un stomac și un stomac gol. Toate sunt numai o inimă și o inimă mare și plină. Și una dintre ele, sora noastră, Ana, 80 de ani, eu tot îi spun că arăta bine. Ce frumoasă ești fiecare zi. Ea spunea că sunt înțelept ca Solomon. Pe vremuri mi-a spus că sunt frumos ca David. Apoi, după ce anii au trecut, a zis că ești înțelept ca Solomon. Mi-a dat seama că timpul trece. Zic, Ana, ce-ți dorești? Ce pastor, nu vreau să spun ce-mi doresc. Vreau să spun ce mi s-o să întâmple. Eu, zice, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Dumnezeu, Doamne, când să mă iei, să mă iei la sfârșitul unei slujbe, de aici, în timpul bisericii, la sfârșitul slujbei, să știu când e gata slujba, plec spre veșnicie de frații mei, ca acasă, niște nemboți care mă înjură toată ziua, eu aici, voi sunteți familia mea. De aici vrea să mă ia Dumnezeu. Mă, pastorul Dumnezeu mi-a spus că așa mă va lua și spune aia și mai știu ceva, nu o să fie la slujba mea de mormântare. Așa au ei relația cu Dumnezeu, nu pot înțelege totdeauna, dar ăștia știu o grămadă. M-am dus în Australia, la capătul pământului și am stat cel mai mult timp când am ieșit din biserică, 3 săptămâni. După ce am plecat la 4 zile, m-a sunat soția mea să-mi spună am plecat marțea, joia, și duminica după masă m-a sunat ora din România și mi-a spus Ana, am plecat. Și am spus, nu mi-ai spus niciun cuvânt. Nu o să fiu la slujba, e clar, dar știu cum a plecat. Zic, a plecat din biserică. De unde știi? Păi mi-a spus. Când am zis și Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu voi, s-a lăsat înapoi pe scaun jos și a plecat la Domnul. Așa aș vrea să mor și eu. Să nu mă caute Dumnezeu pe la biserică și o să fiu acasă, la televizor. Să nu mă caute Dumnezeu pe la biserică și o să fiu în piața de mașini. Să nu mă caute Dumnezeu în biserică să-mi împartă o binecuvântare ca lui Toma și o să fiu după pești. Să nu mă lasă Dumnezeu ca să-mi placă să lipsez de la Sfânta Biserică. Să nu mă lasă. În 15 ani de când sunt păstor, am ieșit în biserică o singură duminică. Când am fost accidentat. M-a avut un accident. Cea mai groaznică duminică din viața mea. Am zis să nu mai dea Dumnezeu niciodată o asemenea duminică. Dar niciodată. Înainte de a muri, aș vrea ca să ascult cuvântul Lui. Și cuvântul Lui spune să nu părăsiți biserica voastră, adunarea voastră, cum au unii de la voi din biserică, ce? Obicei. Că ați și făcut un obicei. Ce vecernic? 3 babe ajung. Nu. Tu trebuie să fii acolo, că e vorba de mântuirea ta. Preotul poate sluji și fără tine. Dar Dumnezeu nu poate. El vrea să știe că ești acolo, că El îți face acolo recensământul. Ne-a rugat ca în bisericile noastre să fie Sfântul Duh. Amin. Și să lucreze cu putere acolo. Înainte de a muri, aș vrea ca să am o mărturie bună în lume. Și aș vrea ca să am o mărturie bună în casa mea. Să nu-și întoarcă copiii privirea cu mânie spre mine să spună că am fost un tată rău.
Aș vrea ca să știu că am vorbe frumoase față de soția mea și față de mama mea. Aș vrea să știu că nu o să joace teatru la mormântul meu. Și o să plâng atunci cum se plânge, deși până atunci n-au avut nimeni treabă cu mine. Nici eu cu ei. Nu mi-a dus copiii la grădiniță ca să nu mă ducă el la azil. I-am ținut acasă. Și nu știu dacă sunt copii mai enervanți decât ăștia care trebuie să-i ții acasă. Toată ziua te sicrie. Am ținut la stilou ăla ca la ochii din cap. Nu-l mai am. L-au scăpat direct cu penița lui Eton. Dar n-aș putea trăi fără ei. Și dacă Dumnezeu va trebui să mă ia noaptea aceasta, vreau să știu că ultimele cuvinte le-am spus lor și dumneavoastră bune. Dacă Dumnezeu va trebui să mă ia noaptea asta, vreau să știu că plec cu Sfânta Scriptură după mine. Și că o iubesc. Și în biserică. Și că știu că m-a rugat și am postit. Dacă va trebui să mă ia Dumnezeu, noaptea aceasta să știu că m-am ferit de toate întinăciunile lumei acestea, ca asta spune Biblia, să păstrez mintea întreagă, ochii frumoși cu Dumnezeu, urechile să asculte numai ce trebuie, nu bârfi. Amin? Dacă ar trebui ca să mor înainte de a muri, aș vrea să am relații bune cu alții. Hai să învățăm ce înseamnă înainte de a muri, da? Înainte de a muri, aș vrea ca să fiu mântuit. Unu. Doi. Înainte de a muri, aș vrea ca să ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Și a văzut ce ne spune. Înainte de a muri, aș vrea să am relații bune unii cu alții. Matei 5:23. Dacă te duci la altar să aduci o jertfă, o slujbă să faci în biserică și știi că mai ai ceva cu un frate cu care nu te înțelegi bine, dacă știi că te urești, dacă știi că nu te-ai împăcat cu el și ții mânie cu el, poate că e soția ta acasă, poate că e soțul, poate că-s copii, poate că-s părinții, să nu cumva spune Biblia să-ți duci darul mai departe, ce spune întoarce-te acasă, împacă-te cu părâșul tău, împacă-te cu vrăjmașul tău, cât ține de tine, poate el nu vrea să împace cu tine. Nu o să stai atunci o viață întreagă să nu te împărtășești în biserică. Nici vorbă. Dar trebuie să faci eforturi. Trebuie să faci eforturi și apoi vino și să aduc darul la altar. Există dureros lucrul acesta că am ajuns să nu mai vorbim unii cu alții și să ni se pare normal. Dar nu e normal. Normal este să avem relații bune unii cu alții și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Asta e normal. Anormal este să trec pe lângă tine. Nu, domnule, vă certați acasă. Nu, noi nu ne certăm unul cu altul, cu soțul. Numai nu ne vorbim noi. Învăța limba munților. Ce-a spus Zacheu când l-a dat Hristos din dud? Dă-te jos de acolo, măi! S-a dat în viteză și ce-a zis după aceea? Doamne, m-ai mântuit astăzi, foarte bine, acasă la mine toți facem chef, zice Zacheu. Să audă și colegii mei că m-am pocăit, că m-am întors la Dumnezeu, că nu mai sunt păcătosul ăla de vameș și mai mare de vameș. Vreau să vă spun ceva ce Zacheu. Se adunați pe toți că dacă am oropsit pe cineva, dau înapoi împătrit. Vreau să mă împac cu toți. Cum să mă mântuiască pe mine Hristos și eu după aceea să stau cu banii furați de la altul buzunar? Nu se poate. Un om care e mântuit de Dumnezeu are relații bune cu celălalt, întrucât atârnă de voi, ce Biblia. Nu atârnă de preot, nu atârnă de pastor, nu atârnă de Dumnezeu. Trăiți în relații bune și pace unii cu alții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Căutați pacea, fără de care niciunul dintre voi nu va vedea. Pe Dumnezeu spune Sfânta Scriptură. Ce a spus Pavel? Dumnezeu să știți că Pavel avea o problemă în temnița din Roma. El era certat cu Ioan Marcu. S-au certat și din cauza asta și Sila a avut probleme și ceilalți și Barnaba a avut probleme. Și la un moment dat simțea Pavel că mai are câteva zile până când trebuia să moară și scrie lui Timotei. Timotei, când vii la mine, neapărat să-l aduci la mine și pe Ioan Marcu. Și Ioan Marcu era un copil tânăr. Un tineret care plecase în pielea goală când răseseră și soldații hainele de pe el. Un spunea să spună Dumnezeu, zbară-le Pavel, cum să-mi ceri iertare la tine? Și spune, nu pot, Ioane, vină la mine, Marcule, vină la mine să-mi ceri iertare. Că Nero vrea să-mi taie mie capul și eu vreau să plec spre veșnicie în păcat. Și Dumnezeu să ne ajute să ne împăcăm unii cu alții. Să avem relații bune unii cu alții. Întrucât atârnă de voi. Iertați-vă și voi unii pe alții, cum v-a iertat pe voi? Hristos. Ca asta ne rugăm în rugăciunea domnească. Și ne iartă nouă păcatele noastre pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Citeam odată într-o carte, frate Dragan Dorus, despre un creștin. Creștinul ăsta avea o grădină frumoasă acasă în sfârșit și n-avea gard. Că la noi nu s-o purta gard ani de zile în România, că nu avem probleme cu asta. De acum avem sape, puști, ciomege și tribunale. Acum nu ne mai ajunge pământul. Și citeam că zicea că a avut un vecin care avea o vacă. Creștinul avea grădină, ăla avea vacă. Și o lăsa liberă. În fiecare zi, vaca la creștin.
se duce într-o zi și își vede stratele cu cea cu praf. Toate. Și vaca zâmbitoare. Ia vaca, duce la om. Deci vecine zice, uite, iar a fost vaca mea, vaca ta la mine în grădină. Bine. O zâmbită la, foarte bine. Animalul trebuie să fie liber, nu le orosiți. A doua zi, vaca acolo. A dus-o vaca cu nervi mai tare. La vecin și-a zis, iar a intrat joiană la mine, mi-a făcut praf și cartofi. Și o duc înapoi. A treia zi n-a mai rezistat. Fasolea toată la pământ, grădina, peisajul un an. Nervi, cum era la vaca cu lanțul, de după gât, a tras-o de două cu lanțul, a luat-o șuturi și s-a dus la om, ochii roșii, negri, vânăți, era semafor. Și bă, și era fost vaca la mine, în grădină, e praf grădina asta, zice. Dacă te mai prind o singură dată cu vaca la mine în grădină, atunci ce? Zice ăsta? Atunci am să ți-o duc înapoi iarăși. Satana în fiecare zi vine ca să facă asta cu noi. Să ne scoată din pepere, sărite, să ne sară muștară. Și cam ne sară muștară la oameni. Domnul vine și spune în seara aceasta, nu-i dați un lucru. Voi suferiți mai bine paguba, că sunteți copiii lui Dumnezeu. Și înainte de a muri, împăcați-vă cu toți. Am avut una dintre prietenii noastre a murit bolnavă de cancer. Și la 50 de ani și-a lăsat 3 copii acasă și soțul. La mormântarea aia au fost 1000 de oameni. N-au fost mulți, lume bună. Le-am spus așa, uitați-vă aici. Cei mai mulți dintre voi nu o să aveți nici măcar binecuvântarea unui cancer. O să plecați în iad fără să fie avut. Din descarcerarea unei mașini, dintr-un șoc al inimii, pentru că femeia aceasta mi-a spune cancerul rău. Frații, o știu că e cancerul rău. Dar cancerul are un avantaj foarte mare. Știți care? Îți dă un an, doi, timp, în care să te duci să te împaci cu ceilalți. Și am zis, o parte dintre voi sunteți certați și vă știu. Certați-ne cu alții și sunteți bine și sănătoși. Bine, mersi. Așa credeți voi. Și Dumnezeu vă poate lua viața în noaptea aceasta și să mergeți în iad. Pentru că dacă nu sunteți împăcați unii cu alții, nici cu Hristos nu sunteți împăcați. Așa că să nu uitați ce v-am spus în seara aceasta. Împăcați-vă unii cu alții, să aveți relații bune unii cu alții și Dumnezeu să vă ajute. Și aș vrea să încheie spunându-vă că în seara aceasta, dacă aș ști că trebuie să mor, aș vorbi cuiva despre Hristos. Și asta am făcut. Dacă ar trebui să mor în seara aceasta, sau dacă aș trebui și înainte de a muri, aș vrea ca să mai vorbesc cuiva despre dragostea lui Iisus Hristos. Și am zis, nu mă lăsa, Doamne, că atunci când mă întâlnesc cu cineva, să vorbesc cu el politică, meci, ce mai faci, vecine? Bine, vecine, și tu și eu. Ai văzut meciul? L-am văzut. Ce zici? Plouă afară, plouă. Va fi greu, nu știu. Să vedem. Salut, vecine, salut, vecine. Și el să meargă în iad. Înainte de a muri, aș vrea să mai vorbesc cuiva despre Iisus Hristos, Domnul. Pentru că cea mai mare bucurie este ca să nu mergi în cer singur. Cea mai mare bucurie este să mergi în cer de mână cu altul. Nu știu ce vorbiți între voi când vă adunați, dar Biblia zice să vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești. Atunci când auziți că se blastăm pe Dumnezeu, să nu suportați să stați lângă oamenii aia. Voi trebuie să vorbiți oameni despre Dumnezeu și despre faptul că numai Dumnezeu poate schimba România. Visez o zi frumoasă în care Dumnezeu va schimba România, pentru că ne va întoarce cu totul inima spre El. Visez ziua aceea că eu am dreptul să visez, când atunci când mă duc într-o biserică ortodoxă să nu mă împuște penticostalii. Și când mă duc la penticostalii să nu mă numească ortodoxi sectari și să mă împuște și ei. Aș vrea ziua aceea care să mă duc și să știu că pot să stau lângă Dumnezeu, și să le vorbesc oameni despre Dumnezeu și ei să spună, da, El e salvarea noastră, nu bani. Dumnezeul nostru nu-i portofel. Dumnezeul nostru e sus în cer. Ai vrea să vă vorbesc în seara asta despre iad sau despre rai, dar nu mai avem timp. Ai vrea să vă vorbesc despre faptul că cel mai frumos este să fim împreună acolo sus în cer și vi l-am vestit pe Iisus Hristos, că nu cunosc pe altcineva care să poată ierta păcatele. Că păcate aveți și avem. Dar eu vă chem să veniți cu El la Iisus Hristos. Abia aștept să ajungă acolo sus în cer. Așa m-am plictisit de viața aceasta. Așa m-am plictisit de minciună și de lăcomie.
Aș m-am plictisit de oameni care una spun și alta fac orice. Așa m-am plictisit și mi-e rău de fățărnicie și mi-e scârbă. Și așa că bărătăția români care sunt necăjiți, îmi vin și spun, Doamne, abia aștept să ajung în cerul Tău. Dar până când știu că mai am ceva putere, mine trebuie să vin și să vă vorbesc despre Iisus Hristos. Și să vă invit să ajungem cu toți în cer. Pentru că acolo e locul nostru. Aici suntem flotanți, chiriași. Casa noastră este acolo sus. Dincolo de zare, dincolo de norii ăștia, în cer nu o să plouă. Bucurați-vă de el. Acum, în seara asta, dacă vă duceți acasă, stați prin ploaie. Nici să mai folosiți umbrelă. În cer nu o să plouă. Bucurați-vă de o floare. Dacă mai aveți timp, vă las imediat timp ca să plecați să cumpărați o floare celui dragi. Să vă duceți copiii la înghețată. Pentru că în seara aceasta va trebui să învățați cum trebuie să trăiți unii cu alții. Să trăim unii cu alții. Așa mi-aș dori să fie și cerul de plin, ca aici. Așa mi-aș dori. Pentru că nu e mai mare nenorocire decât să fim în cer și să fim singuri. Nu există mai mare necaz decât în cer și singuri. Iubesc pe tinerii aceștia care stau jos. Și vă iubesc pe dumneavoastră care stați pe scaune. Și vă iubesc pe cei care stați în picioare. Pentru că în Împărăția Lui Dumnezeu este loc de scurt. Nu o să mai fie nici picioare pe sumasă din acestea strâmbe. Nu o să mai fie nici oameni care să plângă din cauza abuzului de un fel. Acolo vom fi cu toți. Sus în Împărăția Lui. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze Zărnești. Și aș vrea ca să vă cânt o cântare împreună cu voi, care spune... Suntem atât de vii,
că putem să rezistăm la unul dintre testele pe care mi le aplic din când în când. Testul tăcerii. De multe ori oamenii doresc să facă zgomot în jur, pentru că aici înăuntru este o voce de la multe. Atâția oameni fug de vocea asta dinăuntru, care îți spune bine cum stă. Dumnezeu a pus înăuntru un termometru care să ne arate în această seară, care este temperatura vieții noastre. Noi trebuie să venim aici, să ascultăm un cuvânt, să cântăm și să plecăm fără să luăm atitudine. Să poți să spui în seara asta, ce știi când vine moartea? O să știu când vine moartea? Eu nu știu când vine moartea. Dar nici nu-mi pasă când vine moartea. Întrebarea nu este când vine moartea. Întrebarea este dacă e biruit. Hristos a înviat? Hristos a înviat? Hristos a înviat? În el este răspuns. O să spună oamenii, moartea la cimitir. Acolo e moartea, la morga. În seara aceasta spun că nu e acolo moartea. Moartea o să spună oamenii, îi neagră, are o glugă și cu coasă. Am văzut-o într-o poză. O să spun că nu e așa, poate să fie blondă. Poate să fie roșcată, brunetă, nevasta aproape, acolo e moartea. Moartea poate să fie într-un pahar pe care îl tot bei, într-o sticlă. Moartea poate să fie minciună. Este un poet creștin care spune că atunci când Iuda a ajuns în iad, a văzut că de fapt iadul înseamnă grămezi mari de bani. Asta a fost iadul lui, asta a fost moartea lui. Moartea nu e la cimitir. Știți unde este moartea? Moartea este acolo unde ne-am îngropat credința. În casa în care nu mai e rugăciune, nu-i viață, e moarte. Acolo nu este Dumnezeu. Acolo unde ai uitat să fii om, e deja moarte. Acolo unde nu mai e un vis, e moarte. Trăiești de o zi pe alta fără să știi de ce o faci. De ce te-ai ridicat azi dimineață din pat? Păi nu știu, trebuie să fac ceva. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne spune că cu fiecare zi trăită trebuie să ne apropiem de El. Un singur gând vreau să vă spun și după aceea aș vrea să luăm atitudine în fața morții. Există un lucru care îmi dă așa o mare bucurie. Am câteva lucruri pe care le iubesc extraordinar pe pământul acesta. Vi s-au spus. Mai întâi de toate îmi iubesc soții. Îmi iubesc fetele. Îmi iubesc credincioși, biserică, toți aceia care sunt cu Domnul, îi iubesc. Știți care vestea bună? Ceea ce iubești niciodată nu moare. În cer cu Dumnezeu, o să-mi iau soție, mi-o dă Domnul. O să-mi iau copii, o să-mi iau toți prietenii pe care îi iubesc. Niciodată ceea ce iubești nu moare. Biblia spune, dragostea este mai tare decât mările Doamne. Simt să spun lucrul acesta și primiți-l ca atare. În decembrie anul trecut am auzit că undeva în Moldova există un om credincios care nu trebuie să iasă afară să vadă stelele. Le vedea prin acoperișul casă, natural. Cam minus 20 de grade sunt de obicei în Bucovina iarna. M-am gândit cum să cânte o colindă în biserică cu omul ăla care stă și în gheață și n-avea nici ce să mănânce. Ce valoare are să mă închin lui Dumnezeu când eu știu că lângă mine oamenii trăiesc în felul ăsta. Stă de vorbă cu tinerii și tinerii au zis, frate, noi plecăm. Punem un microbus, mână de la mână, strângem bani, 25 de tineri au plecat, au strâns bani și au zis, noi reparăm acoperișul. Noi ducem omul ăsta mâncare și o să aibă valoare când îi spunem sărbători fericite. O să aibă valoare. Au plecat cu un microbuz. 9 inși au fost în microbuz și aproape 20 au fost în tren. N-au făcut poate 50 de kilometri de la ieșire din București, undeva la Urziceni. Un tir a intrat în microbuz. Numai un singur tânăr m-a rămas în microbuz. Toți ceilalți au fost aruncați afară. Unul dintre tineri a fost proiectat sub roțile tirului și a murit pe loc. Despre el în această seară vreau să vă vorbesc. Despre Claudiu, care este mai viu ca niciodată.
Când l-am cunoscut pe Claudiu, era un tânăr care era bolnav de epilepsie. Am fost împreună cu Vladimir la București, era bolnav în spital și s-a rugat spunând, Doamne, dă-mi putere să mă duc și eu. A venit pe scenă târâindu-se pentru că toată partea dreaptă era paralizată. Și i-a întins Vladimir mâna, dar el n-a putut să o ia. I-a întins-o pe cealaltă. Omul acesta a zis, când a aflat că tinerii pleacă, luați-mă și pe mine. El nu putea să facă mare lucru, că nu era în putere. Dar a plâns și a zis, eu nu pot să stau acasă, luați-mă și pe mine. Cu 5 minute înainte să aibă loc accidentul, Claudiu, care era în spate, i-a zis tânărului de lângă uși, la o benzinărie, lasă-mă pe mine lângă uși. Vreau să stau eu aici, mută-te tu în spate, singurul loc unde ușa a zburat și a fost proiectat afară. 23 de ani. M-am gândit la ce este viața lui Claudiu, un tânăr bolnav, care nu trebuie să facă mare lucru. Dumnezeu în seara aceea l-a luat și l-a dus sus. El privește acum spre voi și vreau să vă spun că noi suntem de multe ori morți, iar El va fi viu în vecii vecilor. Știți de ce? Pentru că a iubit. Și dragostea e mai tare decât moartea. Când iubești, nu mori niciodată. Ce iubești, e cu tine în cer. Pe ce pune dragostea lui Dumnezeu în mâna, nu-ți fură nimeni niciodată. Ce ți este dat cu dragoste de Dumnezeu, nimeni nu-ți poate lua. Prieteni, în această seară să-i spunem lui Dumnezeu, toarnă dragostea mea. Drum așa vom birui moartea, vom birui iadul, vom birui cimitirul. În această seară, Dumnezeu din cer să curățească inima noastră ca să trăim. Nu mai spuneți numai cu glasul, Hristos a înviat. Să spune inima noastră, Hristos e viu. Din lăuntru să auzi vocea aceasta. Să scânte inima, să scânte ochii. În această seară vreau să vă spun o veste extraordinară. Eu n-am să văd niciodată moartea. Mărire lui Dumnezeu. Am avut un sentiment așa de înfiorare. Moarte e moarte și nu știu cum o fi. O fi neagră cum o fi. Dar ai un sentiment de teamă. Și am înțeles din Biblie că nu o să văd niciodată moartea. Știți de ce? Când va veni moartea să se apropie de mine și va vrea să mă ia, dacă în tine este Iisus Hristos, nu o să poată să pună mâna pe tine. O să pună mâna pe mine moartea. O să vrea să pună gheara pe mine și atunci Hristos din mine o să spună înapoi moarte, al meu. Tu n-ai dreptul asupra lui. Măriți să fie Dumnezeu. În seara aceasta vreau să vă chem să fiți biruitorii morți. Să fim biruitorii păcatului care aduce boldul morții. Și aș vrea această seară, dragii mei, un singur lucru să-l vedem. Cerurile deschise și pe Iisus Hristos. Asta a văzut Ștefan înainte de moarte. A zis, dați cu pietre cât vreți voi, nu mai ating, dați cu bolovan dacă vreți, nu mă dor. De ce? Pentru că ochii mei îl văd pe Iisus Hristos. Asta înseamnă să birui moartea. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. El este biruitorul morții. În această seară te chem la acest Iisus Hristos. Doamne, dacă eu am murit, Doamne, pentru că nu mai am viziune, nu mai am niciun vis în inimă. Dacă eu am murit, Doamne, pentru că nu mai am dragoste față de aproapele meu. Dacă am murit, Doamne, pentru că nu mai am dragoste față de casa mea. În seara aceasta înviază-ne, Iisus. De la viață. Suflă Duh de viață nouă peste noi. În această seară trebuie să scoți moartea din tine. Moartea e vicleană. Moartea nu vine în așa fel încât să te sperie. Moartea se strecoară în cer. O țigară, un pahar și intră în tine. Noi trebuie să fim plini de moarte. Trebuie să fim plini de viață. Aleluia. Pune niște cuvânt sfânt în tine, cum s-a spus în seara asta. Și ce face moartea? Nu poate să stea acolo. Pentru că Biblia spune, cuvântul Domnului este Duh și viață. Atunci, cu puterea acestui cuvânt, încerunchezi moartea. În seara aceasta trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Mărire Lui. Este un cânte pe care nu știu de ce îl cântăm numai când ducem sicriul la groapă. Nu există cântări de viață și cântări de mormântare. Nu știu ce a făcut diferența asta. Există numai cântări de viață. În această seară, cu sufletul să-i spunem lui Dumnezeu în felul următor. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Unde este Dumnezeu e viață. În această seară să ne întoarcem la Iisus Hristos cu toată inima noastră. Iartă-ne, Doamne, pentru că păcatul ne-a ucis. Păcatul ne-a omorât, Doamne.
Păcatul a făcut ca moartea să aibă stăpânirea asupra noastră. Este în această seară un om care să știe că are de lămurit aspectul ăsta cu Dumnezeu. Nu mai pleca oricum. Ce dacă mergi? Tu crezi că ești viu? Ce dacă te îmbraci elegant? Tu crezi că ești viu? Ce dacă te dai cu parfum? Crezi că ești viu? Ești viu dacă în tine locuiește Hristos. Amin? Atât. În rest, unde nu-i Hristos, e moarte. Chiar dacă moartea aceea este aurită, este argintată, tot moarte. Unde nu-i Dumnezeu, e moarte. Unde nu-i Dumnezeu, nu-i casă. Unde nu-i Dumnezeu, nu-i decât moarte. Vreau lângă Dumnezeu să fim mereu. Aleluia! Haideți să ne ridicăm înainte. Toți Iisus. Spune-i Domnului.
dorești. Fă-i loc Domnului în inima ta. Fă-i loc lui Dumnezeu în această seară. Coboară, Doamne, aici în inima mea. Eu m-am plecat înaintea Domnului, pentru că plecarea aceasta însemnează că am nevoie de viața în Iisus Hristos. Oricine în această seară simte că are nevoie de viața în Iisus Hristos, să se plece. Să se plece înaintea Dumnezeului care este viu. Și stai de vorbă cu Dumnezeu spunându-i, Doamne, în această seară îți cer iertare. Iartă-mă, Doamne, Dumnezeul meu, pentru alegerile mele greșite. Iartă-mă, Doamne, pentru alergarea mea care mi-a adus mai mult durere, Doamne. Iartă-mă că te-am lăsat deoparte, Doamne, și am avut preocupări atât de pământești, Doamne, că cerul a devenit atât de străin și departe de mine. Mă simt legat în această seară, Doamne, nu sunt slobo, nu mă simt viu, mai mult mă simt mort. Te rog în această seară, Părinte Ceresc, privește la aceia care s-au frânt înaintea Ta. Aceasta este mărturisirea noastră, Doamne. Vrem să vii înăuntru nostru, să putem avea viață cu Tine. Să răspândim o mireasmă de viață, Doamne, că noi răspândim vorbe. Noi răspândim de multe ori oboseală. Noi răspândim de multe ori venind, Doamne. Dar când Tu locuiești într-un om, noi răspândim, Doamne, viață, mireasme de viață. În această seară, Doamne, înviază-ne Tu dacă am murit și adu-ne la viață împreună cu Iisus Hristos. În numele Aceluia care are puterea întreagă în cer și pe pământ, te invit în această seară, pleacă-te înaintea vieții! Pleacă-te înaintea lui Dumnezeu! Tatăl Sfânt din ceruri, Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, rămâne aceeași. Privește, Doamne, spre aceia care au îngenunchiat și vină lângă ei, Doamne. Coboară acum lângă ei. Ține-i de mână, Doamne, Dumnezeul meu. Iartă-i, Doamne, pentru tot ceea ce au greșit. Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce s-a îngrijit. Și ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, ca moartea să nu mai aibă stăpânire asupra mea. Nici în gânduri, nici în fapte, nici în inimă. Ajută-mă să fiu viu pentru împărăția Ta. Aleluia, Iisus.
aștept. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care are răbdare. Poate că nu poziția în picioare este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Poate că această mândrie te-a împiedicat să trăiești cu adevărat. Poate că faptul că de multe ori am stat în picioare când Dumnezeu ne-a cerut să îngenunchem este de fapt puterea pe care o are Cel Rău asupra noastră. În această seară, Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Poate să ridice orice povară în această stare. Mărire în numele Lui Dumnezeu. Vino înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, iertați de păcat, ca să ne putem ridica plini de viață pentru Tine, ca să ne putem ridica, Doamne, umpluți de dragostea turnată prin Duhul Sfânt al Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat în această seară puterea să ne frângem. Cei ce se pleacă, cei ce se smeresc, cei ce se mărturisesc înainte, dar nu vor muri niciodată, pentru că ei sunt aceia la care Tu vii. Haideți să ne ridicăm. Dumnezeu să binecuvânteze toate sufletele care au genunchiat în această seară. Haideți să rugăm pe Dumnezeu în continuare să toarne ploaia binecuvântărilor Sale. Haideți în această seară să sărbătorim pe Domnul vieții, să sărbătorim viața, să sărbătorim pe Iisus Hristos, să sărbătorim în această seară puterea credinței, în această seară zărneștu să laude pe Dumnezeu, în această seară lumina feței Sale să coboare aici, în această seară declarăm acest loc, locul unde Dumnezeu stăpânește. Cerem în această seară, prin puterea închinării și a laudelor, ca lumina feței lui Dumnezeu să coboare peste toată această localitate.
Dumnezeu să întărească sămânța binecuvântată a Sfinților! Lăudăm pe Dumnezeu! Stăm înaintea Domnului și spunem, Doamne, îți mulțumim, trăim, nu vom muri niciodată! Pentru că știm, Doamne, că Tu ești acela care ești în controlul vieții noastre. Mărire numele Lui! Aleluia! Aleluia!